Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Poate că ați auzit la știri, sunt convins că ați auzit, că în urma consultărilor cu partidele de la Palatul Cotroceni, care au avut loc taman pe prânz, cred că domnul Iohannis a fost cam nervos după prânz, i-a stricat prânzicul. Mi-e o perioadă bună. Da. Deci domnul președinte Klaus Iohannis l-a desemnat pe domnul Dacian Cioloș pentru formarea unui guvern. Și aici, sigur, este o veste bună și și o veste proastă. Vestea bună e că a desemnat pe cineva, vestea proastă e că cineva acesta nu pare să aibă vreo șansă să formeze guvernul. Deci poate domnul Iohannis mai avea nevoie de o vacanță de 10 zile. Hai să nu, că sunt prea rău. Vrem opiniile voastre, prieteni. La 0372069599, telefonul nostru, ca să intrați în direct, sau mesaje pe WhatsApp 0728-3132, inclusiv mesaj audio, dacă vă e simplu. Eu am următoarele întrebări, dar desigur puteți să spuneți ce vreți. Cum vi se pare gestul domnului Iohannis de desemnarea domnului Cioloș pentru formarea unei majorități? Cine vi se pare cel mai irresponsabil politician în această criză? Și aveți la alegere, începând cu, nu știu, eu luam în ordinea importanței, domnul Iohannis, domnul Câțu, domnul Ciolacu, domnul Cioloș, domnul Barna, dacă vreți. Cine e cel mai irresponsabil? Domnul George Simion de la AUR. Ca să fiu cinstit, domnul Chelemen Hunor, în momentul ăsta mi s-a părut cel mai responsabil. Și ungurii mi s-au părut cei mai responsabili români. Pentru că, știți, ungurii au venit ieri și au zis, domnule, e clar că este un blocaj total, nu vrea nimeni să-și asume guvernarea acum, că e o perioadă dificilă, se pierd voturi, haideți să facem așa. Ne oferim noi, pentru următoarele 6-7 luni, până trece nebunia asta, stabilizăm situația și după aia vedem ce facem, da? Deci oamenii au propus o înțelegere de bun simț. Ei, având un electorat super stabil, au zis, domnule, dacă e să înjure cineva guvern, adică să fie cineva înjurat, să... Noi ne oferim noi, că și așa ne înjură toată lumea, noi nu prea pierdem voturi, n-au fost băgați în seamă. Deci de asta spun, ungurii au fost, din punctul meu de vedere, băi, au fost cei mai responsabili în toată criza asta. Deci, cum vi se pare gestul domnului Iohannis? Cine este cel mai responsabil politician și care credeți că e rezolvarea acestei crize? 0372069599, numărul nostru de telefon, 0728312 mesaje pe WhatsApp. În câteva minute, da? Zav se uită la mine. În câteva minute. Așadar, președintele Iohannis l-a desemnat pe Dacian Cioloș pentru formarea unui nou guvern. Situația este următoarea. Matematica zice așa. Sunt 5 partide parlamentare, mă rog, plus grupul minorităților naționale. Nici o majoritate guvernamentală nu poate fi făcută cu mai puțin de 3 partide, dintre care unul mare. O singură excepție dacă PSD și PNL lucrează împreună. Așadar, Dacian Cioloș are nevoie ori de PNL, ori de PSD pentru a face o majoritate. Și, după nominalizare, PNL l-a luat la mișto pe Dacian Cioloș și a transmis să se ducă să-și facă majoritate cu aliații de la moțiunea de cenzură, adică PSD și AUR. Iar PSD a anunțat că nu îl va sprijini pe Dacian Cioloș și consideră că desemnarea lui e primul pas spre alegeri anticipate. Și în acest context, UDMR a zis că se mai gândește dacă are ce discuta măcar cu domnul Cioloș. Aici suntem și am aceste întrebări pentru voi. Cum vi se pare gestul domnului Iohannis de desemnarea domnului Cioloș? Cine vi se pare cel mai responsabil politician în această criză? Și care credeți că este rezolvarea? 0372069599. Vă ascultăm. Gestul domnului Iohannis este unul golănesc pentru că nu este unul real. Referitor la domnul Cioloș, eu am încredere în capacitatea lui intelectuală și ceea ce poate să facă, dar este mult prea diplomat pentru zilele noastre. Îmi închipui o dispută între Cioloș și Șoșoacă. Deci este mult prea diplomat pentru ceea ce are nevoie Parlamentul României în momentul de față. Mulțumim! Deci e prea bun. Hai să încercăm cu Ciprian. Bună dimineața! Bună dimineața, Ciprian! Neața. Bună dimineața, băieți! Te rog. Prin desemnarea respectivă, domnul Iohannis l-a pus pe domnul Cioloș în situația de ai n-ai ninja tras la poartă. Uh-huh. Variantele sunt două. Fie PNL-ul va susține guvernul Cioloș însă pentru o perioadă scurtă până se trece de iarnă și ca să-i pună în cârcă situația sanitară, criza prețurilor la energie. Fie varianta 2 nu va trece și Iohannis va reveni cu propunerea Câțu. În ambele cazuri, responsabilul îl văd atât pe domnul Iohannis cât și pe domnul Câțu. Oricum, situația e una complicată, că să nu uităm că nici PNL-ul nu se poate baza pe toate voturile din Parlament, că mai există și aripă Orban acolo, care nu știm cum va ajuta. Da.
Da, e corectă observația ta. Știți care e problema cu desemnarea domnului Cîțu? Aici avem, e o luptă de orgolii. Odată USR Plus spune nu mai putem lucra cu domnul Cîțu, care ne-a dat afară mie și fără să ne consulte și nu putem colabora în felul ăsta cu el. Domnul Iohannis și domnul Cîțu vor neapărat ca domnul Cîțu să fie la Palatul Victoria. Dacă se merge în această logică, următorul pas, după ce Dacian Cioloș ori își depune mandatul, ori nu trece de votul Parlamentului, este încă o desemnare și apropiere de anticipate. Asta e, în America e un joc, se cheamă Play Chicken. Se joacă la cacealma. Adică care clipește primul. Suntem... Domnul Iohannis. La cum știu, nu cred că clipește niciodată. Bun, și care atunci, care o să fie... Dar în ce situație se ajunge la anticipate? Că nu mă pricep. Adică dacă... Păi, dacă două nominalizări nu trec de votul Parlamentului într-un anumit termen, cred că 60 de zile, atunci președintele poate dizolva Parlamentul. Am înțeles. Aici o să intrăm într-o criză constituțională teribilă. Pentru că formularea asta ambiguă din Constituție, imediat, știu că mai avem telefoane, imediat să explic asta domnului Luca. Desemnarea este poate dizolva. Deci domnul Iohannis poate să spună, știți ce, hai că să stăm noi cu un guvern interimar până vă hotărâți. Dar problema e că toate costurile acestei crize nu sunt plătite nici de domnul Iohannis, nici de domnul Cîțu. Domnul Iohannis nu mai are nimic de pierdut. Bă, dânsul e la al doilea mandat, ce, joacă acum doar rolul lui în istorie. Și mi-a dat încă joacă prost. Dar costurile noi le plătim, asta este problema. Adică dacă ești președintele României, ai obligația nu doar constituțională, ci morală. Trebuie să cauți cu onestitate rezolvarea unei crize. Nu să faci nominalizări știind că nu duc la rezolvarea crizei, ci doar la prelungirea ei. Ce obțin, așa văd eu lucrurile. Corect. Scuze că m-am lungit... Marian, bună dimineața! Marian, te rog. Bună dimineața! Bună dimineața, da. Din punctul meu de vedere, Iohannis a procedat corect. Da. Sunt trei partide care vor forma în continuare majoritatea. Unul va avea președintele, iar celălalt premier. Și asta va fi în continuare coaliția. Deci cum? UDMR, PNL, USR și minoritățile vor forma în continuare majoritatea parlamentară. Deci se reface asta coaliția, este... asta spui. Se reface coaliția. PNL-ul nu are niciun interes să provoace alegeri anticipate pentru că vor fi mari perdanți. Sigur. Au președintele, deci ceilalți vor avea premierul. Tu crezi că în mod serios, PNL și Klaus Iohannis acceptă să cedeze funcția de prim-ministru? Da, pentru că nu au încotro. La momentul actual nu au încotro. PSD-ul niciodată nu a fost la guvernare în perioade de crize. Okay. PSD-ul a stat și a cules roadele crizelor altor partide și atâta tot. Mulțumesc, Marian, pentru intervenție. Dan. Dan, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. M-auziți? Da. Salut. Deci, nu sunt de acord cu ce a spus Marian din următorul motiv. În general, primul ministru de partidul cu cea mai mare susținere populară de la momentul alegerii, iar asta este PNL. Irresponsabilitatea clar este a lui Iohannis. Numai o secundă, te întrerupt. Paradoxal, adică nu paradoxal, cifrele arată că partidul cu cel mai mare număr de voturi la ultimele alegeri și cu cel mai mare număr de parlamentari este PSD. Este PSD-ul. Eu vorbesc despre cei din coaliție. Pentru că la momentul respectiv PSD-ul n-a putut să formeze o majoritate și atunci s-a format o coaliție. O coaliție care ar fi trebuit să guverneze în baza bunei înțelegeri. Mm-hmm. În momentul în care ești coaliție, da și de la tine, lasă și partenerul de la tine, ca într-o căsnicie. Mm-hmm. Nu poți să susții punctul de vedere radical pentru că se destramă căsnicia. Așa este și în coaliție. Da. De ce spun că nu sunt de acord cu Marian? Pentru că PNL-ul nu va accepta niciodată. Iar așa cum a zis noastră, de ce este irresponsabil Iohannis? Pentru că aceasta este clar o alegere la cacealma. Și atunci, care este ieșirea din această situație? Ieșirea este o a doua nominalizare de la PNL, altul decât Cîțu, pentru că dacă Florin Cîțu va fi nominalizat și USR-ul va accepta, atunci toată criza a fost inutil, pentru că ar însemna să revenim la un guvern de trei partide cu Florin Cîțu președinte, iar USR-ul este foarte conștient. Și de ce ar fi așteptat o situație limită pentru a desemna pe cineva de la PNL altcineva decât Florin Cîțu? De ce? Pentru că altfel, pentru că ar fi însemnat să dea satisfacție imediat USR-ului. Deci o luptă de orgolii, cum ziceam.
Ne oprim aici, că nu mai avem mesaje? Timp. Nu mai e. Nu mai e timp. Bine, poate continuăm și după 8, vedem. La 8 și 8 minute. V-am promis că o să continuăm discuția despre efectele desemnării lui Dacian Cioloș ca premier, mă rog, cu însărcinarea de a căuta formarea unei majorități pentru a obține votul de investitură. Să luăm opinia expertului. Acum la telefon este profesorul Andrei Țăranu, politolog. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Bun, s-a produs ieri această desemnare, care a venit ca o surpriză, puțin se așteptau. Chiar și domnul Cioloș pare să fi fost luat așa prin surprindere. Care credeți dumneavoastră că sunt șansele domnului Cioloș de a contura o majoritate ca să obțină votul de investitură în următoarele 10 zile? Destul de mici sunt până acest moment, cel puțin, așa cum am văzut reacțiile de aseară ale partidelor politice, cu excepția UDMR-ului, niciunul dintre partide nu și-a arătat interesul, dorința de a începe negocierile cu domnul Cioloș. Acum, pe de altă parte, sigur că asemenea reacții erau oarecum de așteptat, pentru că PNL-ul se aștepta probabil să existe o tergiversare din partea președintelui și, cum spuneați dumneavoastră, măcar au dat impresia că sunt luat prin surprindere, iar cei de la PSD, după cum știți, au cu totul altă agendă, și anume impunerea alegerilor anticipate. Ori venirea numelui domnului Cioloș îi pune în situația de a se trezi peste 10 zile, 9 începând de astăzi, să se aștepte la o posibilă revenire ca desemnare a domnului Câțu, ceea ce evident i-ar pune într-o situație și mai complicată și enerva și mai mult. Cei de la AUR sunt foarte fericiți, pentru că odată cu moțiunea de cenzură și de fapt începând cu 2 septembrie, AUR a intrat în Liga Mare, puneți între ghilimele, adică își permit să vorbească în numele unui grup care dă impresia că este recept, că au și ei dreptul de a se exprima în calitate parlamentară, pentru că până atunci ei fusese răpuși într-un cont de umbră în interiorul Parlamentului. Și astfel toată lumea, cel puțin, este în zona declarativă. Din fericire, săptămâna e lungă, așa că vom vedea până vineri ce și cum se va alege din această desemnare. Bun, acum, domnule profesor, eu aș vrea să revin un pic la gestul domnului președinte Iohannis. Iată, în decembrie anul trecut, după alegeri, da? Când trebuia să fac o desemnare, din nou, în urma alegerilor, iată ce declara domnul Iohannis. După prima zi de consultări la Cotroceni, atunci, deci practic situația cum ar veni de ieri, dar iată ce spune atunci, citez, am avut astăzi, adică 14 decembrie 2020, o primă rundă de consultări cu formațiunile care vor fi reprezentate în noul Parlament. Această primă rundă de consultări a dus la un schimb de opinii bun între partide și mine, însă pot să spun că astăzi nu sunt încă întrunite condițiile pentru desemnarea unui candidat pentru a forma un nou guvern. Am primit chiar câteva propuneri, însă cred că este nevoie de cel puțin încă o rundă de consultări până când lucrurile se cristalizează. Am încheiat citatul. Ieri, adică s-or fi întrunit condițiile astea, s-or fi cristalizat lucrurile. De ce credeți că a făcut domnul Iohannis această desemnare, care totuși nu pare să aibă șanse? Da. Unu, ceea ce spuneți dumneavoastră se petrecea imediat după alegeri. Atunci legitimitatea partidelor și a noului parlament era mult, mult mai mare. Pe când această desemnare se face în urma unei moțiuni de cenzură care au condus la căderea unui guvern pe care, fără discuții, președintele Iohannis îl simpatiza, cel puțin dacă nu îl susținea din tot sufletul, și asta s-a văzut la congresul din 25 septembrie. Pe de altă parte, domnul Iohannis, așa cum a și declarat de altfel, vrea să se retragă din jocul partidelor.
și domnia sa probabil că are simțit, inclusiv din social media, din comportamentul televiziunilor și a unei părți din societatea civilă, că a intrat prea mult în spațiu politic, un spațiu cu care domnia sa, deși președinte, nu prea este obișnuit. Bun, dar dacă jocul partidelor este blocat în momentul ăsta, nu credeți că este obligația dânsului, sau n-ar fi obligația dânsului constituțională și morală să încerce prin orice fel de mijloace raționale și oneste deblocarea acestui joc? Acum, vedeți, probabil că domnia sa are un joc, și anume venirea domnului Cioloș, care nu este atât de surprinzătoare după ziua de ieri, îi permite domnului președinte să îl propună din nou pe domnul Câțu. N-ar fi putut să o facă ieri, pe când acum, după ce a fost o desemnare, un prim-ministru care nu își va găsi probabil majoritatea, îi va permite să îl propună pe domnul Cățuș, respectiv să ceară PNL-ului să încerce să refacă coaliția, și atunci probabil se va implica mai mult. Pe de altă parte, constituțional, președintele doar așteaptă o propunere din partea partidelor, partidului, care reușește să facă o majoritate, sau care spune că poate să facă o majoritate, și domnul Iohannis pretinde că așa a înțeles gestul domnului Cioloș, care s-a autopropus în calitate de președinte a USR-ului, că va reuși să facă negocieri și să facă o majoritate. Nu e cam formalistă interpretarea asta într-o situație în care în România mor 200-300 de oameni pe zi într-o criză aproape umanitară? E formalistă, fără discuții. Pe de altă parte, e și pragmatică. Pentru că o altă soluție politică nu ar fi existat. Cu excepția momentului pe care dumneavoastră l-ați amintit, a președintelui, care a desemnat practic înainte de a se fi consultat chiar partidele o structură conducătoare, eliminând practic PSD-ul de la guvernare. Asta s-a întâmplat anul trecut, când a spus că avem formula câștigătoare prin PNL, USR, UDMR. Oamenii aia nici nu aveau desemnat un prim-ministru și deja se știa care va fi coaliția la guvernare, dar care, cum ați observat, nu i-a prins bine din punct de vedere politic și al susținerii în rândul societății. Acum președintele nu prea mai poate să facă aceeași formulă. Nu mai poate să se implice fără să riște să rămână aproape complet abandonat pe scena sociopolitică din România. Probabil ăsta a fost motivul pentru care a recurs la formalism. Bun, dar jocul ăsta în care ar putea să-l desemneze din nou pe Florin Câțu, nu vi se pare un poker fără cărți în mână? Adică nu vi se pare cacealma? Pentru că acolo singurul joc ar fi amenințarea cu anticipatele. Dar PSD și AUR sunt interesate de anticipate în momentul ăsta, pentru că ar fi în câștig. Bun, asta că sunt interesate, din nou, este retorică. S-ar putea ca o parte din PSD să nu fie atât de interesat de aceste anticipate, pentru că acea parte din PSD încă nu și-a format, să-i spunem, structurile de putere atât în interiorul partidului cât și în teritoriu. Nu uitați că PSD-ul este într-o perioadă de tranziție odată cu dispariția, puneți între ghilimele, politică a domnului Dragnea și înstăpânirea domnului Cioloș, care după cum știți, a domnului Ciolacu, care după cum știți are și o mică, dacă nu chiar mare, opoziție în partid din partea doamnei Vrânceanu Firea sau domnului de la Olt. Deci, lucrurile nu sunt totdeauna atât de simple cum e retorica directă de partid. De asta cred că s-ar putea, sper să nu se întâmple, dar există o posibilitate destul de mare ca negocierile să fie în cu totul altă parte, și anume încercarea obținerii unei
majorități, așa cum s-a întâmplat și în 2009, a unei majorități toxice de traseiști care să vină practic din toate partidele, acei oameni care au făcut la un moment dat un EPR-ul, dacă vă aduceți aminte, și care să susțină un guvern, chiar dacă el nu are neapărat susținere socială sau în acest moment majoritate parlamentară. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru explicații. A fost politologul Andrei Țăranu în direct la Deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.